cazul pe care vrem să vi-l istorisim, mai mult ca sigur că a avut loc în unul din mult pătimitele noastre sate, pline de țărani smeriți și gata oricând să raporteze, totdeauna gata. Război, fraților! Și război, băi! Război contra noastră! Iaca, ucazul prezidiului Sovietului Supremului Sovieții cu privire la lupta contra bieției și combaterea alcoolului! Astfel, în dimineața zilei de 1 iunie, anul 1985, un ucaz fără egal prin cruzimea sa a atacat mișelește sute de mii de oameni pașnici și lipsiți de apărare. Neîntârziat au și început evacuările în masă. S-a desfășurat o muncă de instruire multilaterală a populației. Muncă ce nu contenea nici zi, nici noapte. În ore numărate totul a fost trecut pe picior de război. Băștinașii înfruntau în mod stoic năpasta, căci erau deprinși cu greul. În 47 foame, în 85 sete.
Nașică! Care acolo? Eu, Nașică, nu te teme! Ce-i, măi? Dă-o leacă de gen. Atât e răscâni să te bată. Stai, asta să spun. De dimineață, măi! Ascultă, Nașică. Uscată, s-ar gâte. Dacă e uscată, Nașică, ia, că e uscată. O ascuns cheli de la beșboala și de muieri. Cap o avut. Că o faci de râs în tăt satul, păgânde. Nașică, așteaptă. Stai, stai, Nașică, stai! Stai, stai, Nașică, stai. Nu mă gune măcar pe ta. Ascultă-mă. De urmă se poate întâmpla să fie târziu. Eu-s gata. Eu nu știu ce am să fac cu mine. Ce-i cu tine, măi? Dumnezeu cu tine. Gata, Nașică. Gata. Ascultă-mă acum, că pe urmă se poate întâmpla să nu mă mai auzi. Paracan de mine. Ce ai, finule? Te rog. Te rog un singur lucru. Nașică. Numai două pahare. Cu sodă. Și restul așa. Hă? Bravo! Frumos! Ce s-a întâmplat? Am venit și iar... farfcă și de vie. Pe mi-am dat-o, nu știu, și... și am venit și iar. O venit și iar de băut. Ei, da. Rămâna, părinte! Bună dimineața! Intrați în casă. Frumos. Are tata doi ficiori. Unui preot și altui bețiv. Eu... Râde satul de tine. E, satul? Da. Frate. Frate, nu se mai simt. Nu nășele. Și nici naș? Naș, părinte. Și la biserică nu te-am mai văzut de multă vreme? Dacă n-am când. Copii... Și nici de copii nu cauți. Cu lucrul ăsta... Și de lucru am auzit că nu te prea ții. E, nu. Nu. Asta am o... vreo două, trei zile, dar așa, nu, nu. M-am zăpășit cu beția asta, Nășele. Dumnezeu! Dar iată, îți spun că la un frate mai mare. Lepăd. Lepăd și... și gata. Și totdeauna. Dă un pahar de gin. Ultimul. A? Frate, frățoare, hai, nu mă lăsa așa. Ai milă. Câți ai cântat în corul bisericii? Mulți. Mulți. Hai să cânt și astăzi. N-ai uitat psalmi? E, cum să uit? I-am auzit. Nu țin minte tot? Pe locuri. Dar te rog... După slujbă. Frate, frățoare. Auzi? Lasă-mi, te rog, cheia. Eu găsesc. Trebuie să recunoaște. În neamul nostru, nenorocirea totuși nu-i unește îndeajuns pe oameni. Frate pe frate nu se ajută la nevoi, nu-și împărtășesc durerile, nu-și aud rugile. Ori în vremuri atât de vitrege, fără iubire de aproape, fără unire, nu-i nici spândă.
Pupă! Unde e Bereva? După ureche. Ha? Vara! Eu! Fatu! Tu cam de când ai mâncat bătaie? Cam de mulțor! Dinainte de ucaz! Care ucaz? Сотни тысяч, миллионы советских людей добровольно включились в борьбу со злейшим социальным пороком «зеленым змеем». На местах создаются общества трезвости, клубы по борьбе с пьянством, формируются комиссии общественные. Thank you.
вся комиссия общественников, совершающие рейды по организациям и предприятиям в случае необходимости, по сигналам соседей и на дому, с целью выявления пьяниц и прогульщиков. Трезвость – норма жизни. Вот лозунг, который ставится сегодня во главу угла. Дадим же беспощадный бой тем, кто отравляет свою и нашу с вами прекрасную жизнь. Ребята, Саш порнит компания. Кукуруза королева полей, малая земля, лучшая книга века. Вар-вар-вар-вар-вар-вара! Та! Ori de ce cel care nu scoci tradu, ăsta? L-o zămâznit așa că el ți-i poate spune, dar tu nu-i poți răspunde. A? Asta-i democrație? El să grăiască, dar eu să tac. Amă, dar n-ai să taci. Am mai să răspunzi. Da, dar ce o să-mi fac? O să mă amendeze. Lasă-i să mă amendeze. O să te amendeze? Cum de nu? Îi mai vrea tu? O să mă discute în brigadă. Să aștepți tu să te discute? Dar ce o să-mi fac? Trebuie să te scoli mai devreme, mătăluță. Că au anunțat de două ori la radio legea asta nouă. Ce ne îmblă cu băutul și nu iese la lucru mai mult de 3 zile, caput. Cum caput? Ce o să-i fac? Îl ridică și îl duc în Siberia, fără judecată. Fără judecată? Fără. Ei, da. Când îi spune și tu câte una... Bale verne, gogoș, muierești. Deși, dracu știe, cu statul ăsta nu te joci. Dracu știe. Sărăcie! Bună dimineață! Coabe furisite, numai găinați și penii toată o gradă. Ia, dă cheile de la beci. Cheile au umblat aseară prin sat și le-au strâns. Cum? Cine le-au strâns? Ce vorbă e asta? Cine? Sovietul sătesc, miliție de la raion, drujină. Dracu să iei când blau cu grămada. Cum? Și de la toți le-au strâns? Se încând mai de la ce bețivi? Nu știu. Fa! Aha! Auzi, fa? N-auzi? Asta cu Siberia. Ai spus-o numai așa, să mă sperii. Ei, mare nevoie am eu să te sperii. Hai să vezi.
пракаде. Дай, товариже, ce mai fișe? Ce s-a întâmplat, taticule? O parte. Dă-ți drumul. Unde au duce? Unde au duce? Lasă, dragă. Dragă, taticule. O parte, mă spun. Greșeală. Alo? Alo? Costică? Ce e drept? Chiar îi deportează? Tu încă nu te-ai trezit? Fără judecată? Care judecată? Sigur că fără. Cum așa se trezice? Nici am să am. Nici tu cercetări. Nici tu marturi. Fără avocat. Cum așa, e? Foarte simplu. Scrie cineva denunța spre ta și gata. Trept în Siberia? Nu, în Crimeea. Vino la mine, tragem câte o sută. Du-te, dracului. Du-ți tu. O trage dimineață. Iată, pe Nicu l-au șumflat. El trăiește chiar lângă Soviet Sătesc. Vărvara, da, unduși? La moară. Ești asta așa dracoasă. Fără șagă, unduși? La pâine, unde să mă duc? Stai, nu, nu trebuie. Nu trebuie pâine, nu trebuie. Lasă, facem un măricuț cu jumierii. Nimeni ești de aici. Stai, fa... Auzi? Vărvara. Copiii nu-s acasă, sunt la bunei. Am rămas noi amândoi. Ce zici? Vărvar. Ești din și ea la dânsul. Uof! Dar și, ea nu zice? Eu acum ias... numai bun de... bazaconi. Na! Spală-te mai întâi, bazaconi! Grijani, uite! Te duci să mă torni, ai? Bravo, femeia! Să mă știi tot satul. Da, că satul nici nu te știe. Da. De ce n-ai luat sacoșa dacă te duci după pâine? Ia că tău! Uf! Ia seama, Vărvară, ce faci, Vărvară? Că avem de trăit o viață și de crescut copiii. Și te-ai pus la cale pe fiecare. Așa că... ia seama ce faci, Vărvară. Ia seama. Vărvară! Încotro! Parcă spun că la magazin, mai ce ești stricat? Nu te du la aici din centru, du-te la cel de la arie. Păi ce l-ai mai departe? Da, da, acolo mi-ai puțină lume. Și vreau să cumpăr și fidea, dar aici nu-i. Las că-ți fac eu tocmage de casă. Mă, te stibate, tocmage să-mi facă el mitul. Dă măcar la porc, ce unu-i piplită. De porc am eu grijă, nu-ți bag capul. Ia seama, Vărvară. Ia seama că mi-e tot una. Eu nu mă dau prins. De viu nu mă dau. Rabdu Vasca. Taci, măcar tu. Vasca, rabde! Rabde, cricioază. N-am pus nimic pe limbă.
ție și asta. Inamicul continua să înainteze, ducând lupte spre vest, fără să-i lase țăranului răgazul pentru a se opri și a organiza apărare. Urmăriți pas cu pas și hăituiți de câini speciali, antialcoolici, javre afurisite, cărora le provoca accese de turbare chiar și cea mai nevinovată aromă de hibrid, băștinașii se retrăgeau în mare panică, dezordine și debandadă. Dar nimeni, nici pe o clipă, n-a pierdut încrederea în faptul că va învinge cauza cea dreaptă. Cei mai bărbați fii ai neamului treceau în ilegalitate, jurând să moară, dar să nu se lase scoși de acolo. În aceste zile de grea cumpănă, s-a făcut simțită unitatea de nezdruncinat dintre partid și popor. Nori negri se adunaseră la orizont, nori ce adumbreau zâmbete neprihănite de copii, chiar și cei rămași sub ocupație, dacă îl întâlneau cumva pe inamic, se comportau în mod destoinic. Îi întorceau spatele. Da, 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 pur și simplu îi întorceau spatele. Tata, am 49, l-o ridicat. Acum, ia crezi, vin să mă iei și pe mine. Ce dracu! Asta, tași! Tași! Lidioane! Lepă! Rap în spune și ești! Băi, Vasile, Vasilic, hai, nu-ți supăra, hai, nu-ți supăra, hai, iartă-mă, ia că-mi iau cuvintele înapoi, ha? Hai, tași, tași, Vasilic, tași, frumușelul, așa, rabdule acu, băiță, hai, puțin tică răbdare, stai cu mincior să treacă dușmanii și dacă scăpăm și din asta, o străim Vasilic amândoi.
O să trăim ca oamenii, Vasilic. Ce am înțeles eu din viața asta? Acasă, lucru la lucru, lucru. Alergătura, iurea. 6 ani, Vasilic. 6 ani am muncit în casa asta. Ani ca aurul. Anii tinereții. Poate că tinerețea e dată de Dumnezeu pentru iubire, pentru petreceri și veselii. Dar noi cu Varvara, din lut n-am mai ieșit. Și nici din datorii. Eu nu sunt Dugleș, Vasilic. Tu de-amă mă știi, oleac. Mă vârculem cu tractorul acela și încolo și încoace. Și la colhoz, și la oameni mai făceam câte o rublă. Și tot n-ajunge. De la început, mai făceam un bar și la biserică. Cântam în strană. Dar mă râdeau băieții la tot pasul și m-am lăsat. Iar când am scos casa la capăt, ne-am apucat de sarai. Și ne-am mâncat și aici stat 3 anișori de zile. Între timp, ne-au năvălit și copiii. Eu pe Varvara, după nuntă, n-am sărutat-o niciodată. Dar-i suple de om și e. Tata stă la pat și nu l-am văzut de 3 săptămâni. Dar ce zic eu de tata? Eu la mama, la mormânt, n-am fost de 1 an de zile. Și dacă nu mai mult, mai mult de ani de la Paștele Blajinilor. Copiii ăștia nu mă văd cu zilele. Și am uiacă. Eu dus în cei mahală la soacră mea. Am venit într-o seară beat și psenică am speriat. Și pe tine ia ca țin flământ. Dar nu nimic. Azi că treci. Le-mi face noi pe toate, Vasilic. Las. Ia că nu mă scap eu și din asta. Și... Eu cred că i s-au dus în drumul lor, Vasilic. Tu? Ce zici? Cred că eu nici nu-s trecut în lista aceea lor cu ridicat. Ha? Ce? Parcă eu-s bețivan. Hai, și-o-mi vorbi. Ce? Ai astea smânt de bețiv? Vorbă să fie. Vorbă să fie. Bețiv și eu cum a fost și tata chiabur. Dar ții ce ud uneori. Vii acasă, ucis, înghețat. Nici nu poți face de aici triboaghi. Dar muieret mă era și atărat. Că e ce așa, că de ce nu am intrile? Și stulbură nervul și timbez din 3 pahare. Și-a plăcut eu în cap, apoi... Să lasă. Scăpăm-și din asta. Eu zic, ei chiar se merg din cer. Tot trebuie să treacă de mult de poarta noastră. Așa-i? E că vezi? Suntem într-un gând. Da. Dar poate și într-o minte. Vasilică, mă ating că am scăpat. Păcat de rachiu.
Da-te mai nu grai mult, mă, ieși afară de mocan. Așa-i legea, ce să-ți fac? Suntem prieteni, ei. Prieteni, să mă hongă de prieteni. Ia, că am băut, de câte ori împreună. Nu-ți minte, nu-ți minte, merg. Gata, dedulău, nu te mai ascunzi, e câine special, învățat, numai că nu e pentru spioni, dar e pentru bețevi. Să-i adulmici de departe, să-i hăituiască, să-i înhață de beregat. Doamne! Antibacus, stai așa. De pe tot frontul soseau vești din ce în ce mai alarmante, încercuirea ca o minghină se strângea treptat. Doamne ajut și într-un ceas bun. Mulțumesc, Matale. Da, ce faci, bățăi? Ia că vreau să cimentez răia și ăsta. Lutul e lut, dar tencuiala e sfântă. Da, asta așa e. Oare nu-i chirchelit? Ia dă-ți mă ta mai aproape, stăm de vorbă. Antibacus, fii cu minte. Alex, dar familia lui... Apoi este ori noi? Parcă noi. Ia spune drept, bădă, ca să nu mai proverim. Rachiu, faci? Cine, eu? Aha. Dar la ce-mi trebuie mie, Rachiu? Nu, dacă am o tonă de gel. O tonă? Nu-i cerișor? Nu-i chiar o tonă. Nu-i. Îl ține și tata la mine și tot nu-i o tonă. Nu-i, nu. În privința vinului n-am primit niciun fel de ocazane. Deocamdată. Dar am o politică-i strogă aia. Legea snouă ta o cunoști. Știu. Bagă de seamă. Dacă scrie cineva pe Matalea, știi că... Știu. Fără judecată. Da. Dar ce ți-e pe porcul cel așa? Ce nu-i dai mâncare? Vreau să-l tai. Mai îndisară. Și nu-ți cuvine să-l hrănesc într-o zi ca asta. Am să vin de seară la Ciorii. Dacă nu, nu că-l tai și îl dau întreg. Da, așa m-am înțeles, la o ospătărie. În privința șoricului, am glumit. La revedere. Mergeți sănătoși. Mai veniți, așa, din când în când.
revedere. Mai poftim. Intrați așa, da. Noroc, Sava. Ștumbli cu dânșei. Fiindcă situația în teatru operațiilor militare era excepțională, se convoacă de urgență cartierul general la statul major ambulant al frontului. Care Elizaveta, măi băieți? Pruteanu. Oh, vă dana lui Toadere, Pruteanu, ia ca cu casa pe muchi. Ei, dar femeie cum se cade, are feciori învățați, cum să te vâri în ogradă? Da? Dar eu am semnal că țin rachiu în casă. Și nu dă la nimeni. Poate-l ține pentru nevoile ei. Da, da. Zic, da, că nu s-a fi. Eu cred că legea e lege și-i pentru tăți. Legea ne cheamă să luptăm cu beția, nu cu baba Elizaveta. Are dreptate. Mai în scurt, eu am semnal, tovarăș, și trebuie să mai cituiesc. Uh-huh. Unde trăiești, cum îi zice, Elizaveta? E baba asta, unde trăiești? În vale, pe muchii. Dacă o luăm prin râpă, e mai pe de dreptul. Iaca. Pe râpă e gloat. Eu nu mi-a. Și dracu este de Lozinco să nini prin salcâni. Vreau să zic că procedăm așa. Facem zahod stâla. Uh-huh. Înainte. Antipacus, după mine. Comandantul frontului dă semnalul de atac. Și divizia trece la ofensivă. Fie ce soldat inamic își dă seama, această operație poate determina cotitura radicală în bunul mers al războiului. Iartă-mă, Vasca, dar ai smerat duleac. Mai bine tu flământ decât baba în Siberia. Tu acum ești în mâinile mele. Miliția de acum știe că te-am tăiat. Așa că... bagă de seamă, băiețeală. În caz de ceva, nu te caută nimeni. He, chiar și porcii vor să trăiască. Ia stai, Mitchell. Tu ești la Aurel, brigadieriu? Da. Am rugăminte. Du-te, rog, până la baba Elizaveta. Vădana lui Toadri Puteanu, care trăiește pe spunde. Casa pe muchii, baba Elizaveta. Aha. Du-te și spune-i că vine miliția să o caute de rachiu. Aha. Hai, fugi, hai. Fuza, hai. Vin, Vasilică, vin. Hei, grupa Zahvata. Operația Sărvalsa? Na, Zahon Stila. Acuși, Vasilică, acuși. Aduc o caldare de apă și papă, băiat, acuși. Să vedem mai întâi ce-i cu baba. Îi vin pe aici prin deal, mătușică. Uaf, mânțămăs, copchilă dragă. Ia stai, stai să-ți dăie baba niște nuși, stai. Mi le dă la Crăciun, mătușică, să vii să te colin. Ei, hai, dar, să vii numai decât. Doamne Dumnezeu. Ia nebun, ia nebun! Măi, că-s nebun, măi, nebun! Ia nebun! Ia nebun! Ia nebun! Da, că a rămas chiar! Și țâlii am ajuns, Doamne!
majoritatea cazurilor e garantată de surprinderea atacurilor. Însă iscoada noastră a izbutit să descifreze la timp și fără pierderi intențiile inamicului și direcția probabilă a loviturii lui principale. Doamne ajut și bună ziua! E, bun! Bună ziua! Bun! Doar șapoteanul, dacă nu greșesc. Da, păi, parcă așa? Cineva a scris asupra ma tale, mătuș, precum că, adică, scrie, faci scrie. Rachiu. Bă, dar de ce să nu scrie? Da, scrie! Păi, cum altfel? Da, hârtie este. Dar în ziua de azi, colegia, nu te joci. E linia asta. Avem pricaz. Așa că, Matale, să nu te superi pe noi, dar trebuie să controlăm. Da, de ce să mă supăr? Deamu! Vieși ai? Are, are. Ii, cam vieși. Am și eu, colea, o bucățică de zemnic sub casă. Atunci, hai să intrăm. Hai, o casă, hai, o casă, hai, poftim, poftim. Se procedează prompt la studierea minuțioasă a datelor furnizate de toate categoriile de cercetare. Eu rămân să mai trag o țigară. Tovarăș. Tovarăș, toată comisia se cuvine să fie de față. Noi nu-mi trebuie vorbe. Actul o să-l scălească toți. Așa că... Tu, sui în pod. Tu, îți dai drumul zemnic. Mata, domnișoară, mergi cu mine în casă cea mare. Bine. Cercetașii inamicului aveau ochiagere. Detașamentele de pedepsire scotoceau pretutindeni. Sub pământ, pe pământ și în aer. Din fericire, ei căutau în cu totul altă parte decât acolo unde ar fi trebuit să caute. Auzi, iată? Ia de sub pat. Ce? Hai, hai! Ei, nu-i nic. Este tăiat. Și mai, Alexei? Tocmai ești după ap. Da. De bob, luăm de aici. Acolo la noi e cam sălcie. Va, e bun așa ce e, așa, spălat, de lăut. Dar asta anume se dă la băut. Da. Dar cum-ți merg și eu din fântâna asta? Săraca babă. Minus 3. Minus 3, minus 10 și încă și borcanul stricat. Hă? Ei, ai cu cine grăi. Care borcan? N-are baba, Nică. Chiar Nică. Iartă-ne, mătușă Elizaveta, dar așa e astăzi buchia legii. Dacă vine înscris, noi trebuie să controlăm. Ei, ce să-i faci? Dacă așa-i pureatca... Da, cred că are cineva ciodă pe Matale și-a vrut să-ți fac un rău. He, dar și rău să-i mai fac. De-amu? Măcă, am găsit nucile acolo în pod și ea care ne-a luat câteva. Lasă-mi. Tu ești, Niculiță! E băietul, măcă, e! Luați, băieți, cărați! Luați, luați, luați! Poate v-a stat în gând. La revedere, mătușă! La revedere, la revedere! Antibacus! Doamne, Doamne, Saule! La puteanul a fost? Ei, te-i, Doamne!
Drept spun, mătușă, bună apă aveți aici în deal. O fost e bună, da, de amu. Nu, că e bună și amu. Și multă lume ia apă de aici. Tată Mahala, chiar de pstărâp tot aici vin. Ia mai e ta vreo două, trei zișeni. Mulțumesc. Îți dulci? Mai dă-i cu apă. Și fântâna asta e adâncă? E de-amu nu prea. Da, de unde izvorăști? Cadem izvorul, gata. Ei, o să cad. S-a stupat. Trebuie curățit. Da. Mulțumesc, mătuș, pentru apă. Crede. Oh, ce nădor. Bună. Ia da să beau și eu, Leac. Ia, nu-ți mai trebuie că apa-i caldă. Las că o scoate eu. N-avem când, lista e lungă, înainte. Antibacus. Antibacus. Țipă! Un câine de elită, educat în spiritul antialcoolismului, nu poate tolera un iz de țuică banal. Și dacă însuși comandantul de bir cu fugiții, armata, cuprinsă și ea de panică, capitulează necondiționat. Mă rog, ce rămânea să facă? Ai crinit la raion? Mițeau lui Bălaj? Foc ghiri amândoi! Foc, foc! Antibacus! Antibacus, foc! Foc! Matinka, am scăpat. Mama! Ai ce stau, tovarăș sergent, în pușcă și... În pușcă tu? Păi când e învățat, o să o au o mie de roble. Mai mult de mie. Dar nu te era eu, credeam... Figuri politice de tristă faină, nu-și pot sfârși cariera decât salvându-se în buncă. Drag de babă. Ce-i, Vasilic? Te frige la stomac, eh? Tare te mai înțeleg, Vasilic. Vrăjmaș te mai înțeleg. Nici dealul.
că ne-au venit și ajutorii. Da la mama lui Haiduc, ha? Fa, tu ești mezina, ha? Ți-o să-ți rămână casa. Ia să-i spui, tati, ce-i mai bun lucru? Lutul ori cimentul? Lutul. No. Ciment. Așa. Ai, mama lor, eu... Ei, Puradei, băi, ce-o mai plâns Crăciu Bucela după voi? Ia-mi dă cheile cele de la pești. Haide, dă cheile. Ia că s-a mă dus moare de curiei, Vasilic. Păi, ți-a deschide la stomac. Pa, băiatul. E cum? Se rău, hă? Vezi? Da, puză la zi. Doar te-a făcut așa, vrea să le chei. Ei, las. Asta-s treaba. Hai. Gugiu, gugiu, gugiu. Papă, papă, Vasilic. Papă, băietul, papă. Vreau la chino. Tu te faci și ceri o rublă, că ție îți dă. Vezi că-i treaz. Și dacă-i treaz, nu dă. Ei, Cărăbuș, ia ghiciți. Na, hai, duceți-vă la chino. Hai. Băga că trag? Nu și nebun! Aici stai și eu! Candela mamei voastre de activiști. Nicu, pace! Mă predau, vre! Predătorule, vine cu asta.
Bem um pahar com vin de sufletul ucasului. Dumnezeu, să-l iert. Să-i fii țărnă ușoară. Străim și-l pomenim. Ia ucaze! Înțelept-o, mai fost din telă. Haide-mă dacă în casă, ai? Dască de seară. Ei, nu de seară, dar acum. Că până de seară, dacă mai iasă vreun caz, când și asta nu-ți poate. Pui cu nebunii? Asta e situația în mulpătimitile noastre sate, pline de țărani smeriți, pentru care orice hotărâre istorică durează o zi, cel mult o zi.